Bună seara! În această seară l-avem din nou invitat pe Oreste. Bună seara, Să Oreste! rămână, să rămână. Deja mă simt de-al casei. Mă chemați prea des. Da, dar este o mare plăcere să te avem alături în toate emisiunile noastre. Am vrea să participi, dacă Mulțumesc. și timpul ți-ar permite, dar măcar așa o dată pe lună să ne face plăcere să ne revedem. Aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu o temă deosebită, mai ales în perioada aceasta în care au loc mari transformări. Aș vrea să discutăm despre moștenirea spirituală a României. Cum vezi tu, pornind pe firul istoric, să spunem așa, cum vezi tu această evoluție a României în contextul actual? Dacă vorbim despre moștenire, nici nu cred că putem include o altă natură decât cea spirituală, pentru că istoria noastră, ca neam, ne demonstrează că de la înaintașii noștri nu am primit ceva foarte concret. Și hai să o luăm pe anumite capitole. Din punct de vedere arhitectural, strămoșii noștri nu ne-au lăsat nici castele pe tot felul de văi, nici cetăți extraordinar de fortificate în munți. Dacă intrăm în zona culturală, până la Caragiale aproape că nici n-a existat o dramaturgie cum englezii l-au pe Shakespeare, cum francezii au întreaga lor pleiadă de scriitori. Din punct de vedere al unei economii foarte așezate, așa, n-avem nici aici în testamentul nostru lucruri foarte concrete, dar avem altceva. Noi am moștenit câteva lucruri care s-au păstrat în gena noastră de la străbunii noștri daci și până la ceea ce suntem noi astăzi. Lucruri mai puțin palpabile, dar deloc mai puțin valoroase. Avem moștenită o relație foarte profundă cu tot ceea ce este viu, cu natura, pentru că noi avem celebra sintagmă codru frate cu românul. Chiar și Eminescu, nu, în scrisoarea a treia, surprinde foarte frumos relația asta aproape șamanică a voievodului ca reprezentant al tuturor cu toată natura, nu? Și plecă bătrânul, ce mai freamă, ce mai zbuciu, un codru, clocotea și așa mai departe. Am moștenit chiar și un soi de relație personală cu Dumnezeu. Uite, de exemplu, ortodoxia noastră specifică e specifică pentru că e aparte. Chiar în arealul dogmei ortodoxe, ortodoxia română are niște particularități pe care ar trebui să ni le reamintim. Că de însușit cred că au avut grijă generațiile dinainte. Noi trebuie doar acum, la momentul în care ne aflăm, să ni le amintim un pic. Una dintre particularități, și e foarte interesant, că asta e ce avem. Noi avem un patrimoniu extraordinar, dar e mai greu de văzut pentru că nu e imediat în fața ochilor. E mai degrabă în lăuntru sufletului ce avem noi. Toate mănăstirile noastre și toate leagănele astea de transmitere a cuvântului duhovnicesc sunt în locurile cele mai frumoase din țară. De obicei, mănăstirile ortodoxe sunt în locuri foarte aspre. Hai să ne gândim chiar și la Muntele Athos. E o climă grea acolo. La noi sunt pe gur de rai toate. E o disciplină spirituală a frumosului și a simplității la noi. Avem ca leagăn așa de transmitere a cunoștințelor astea mai ezoterice, mai oculte, în toată țara, începând din Bucovina, Moldova, inima Chiar Ardealului. și în zona Bucegilor avem schitul Peștera. Da, sigur, și chiar tot ansamblul ăsta muntos de la noi e dublat de mituri, de legende, de o poveste care încă mustește aviu.
E o legătură nescrisă. Noi n-am scris și n-am lăsat mărturii înscrise chiar și pe piatră sau pe hârtie. Și asta ne-a creat cumva un soi de complex nedrept. Scrisul, până la urmă, nu este un atribut al superiorității. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu. Chiar și Iisus îi mai certa pe saducheii și fariseii vremii lui, spunându-le că Moise a vorbit cu Dumnezeu, față către față. Dumnezeu nu i-a scris nimic lui Moise. Și atunci, probabil ca o moștenire profundă, noi nu am prețuit scrisul, pentru că scrisul ciuntește cumva din forța asta extraordinară, vibrațională a cuvântului viu. Noi de aceea ne-am rostit de-a lungul generațiilor tainele noastre, poveștile noastre, oralitatea asta nu e un, hai să zicem, nu e un aspect al lipsei de cultură, ci mai degrabă este o dovadă a puterii cuvântului cel viu. Până la generația mea, cred, încă bunicii, în anumite perioade, așa, pe anumite vârste ale noastre, ne mai luau pe genunchi și ne spuneau câte ceva. Sub forma unui bazm, sub forma unei legende, sub forma chiar a unei poveste cu morală, așa, pe care noi o descifrăm de-a lungul vieții și prindem înțelesul. Asta e o moștenire tainică, nu e la vedere. Alte popoare au scris toate mărturile și au predat niște cărți mai departe. Dar una e să citești un cuvânt și alta e să auzi un cuvânt, să te raportezi la tot ce îmbracă cuvântul respectiv, ca și vibrații. Și atunci, ca să nu lungesc eu foarte mult, că am vrut să ne particularizăm cumva în, că suntem chemați, nu toate popoarele sunt chemate astăzi, că vorbim de o realitate, la globalizare, la așezarea într-o mare orchestră planetară în care fiecare dintre țări sau fiecare dintre neamuri, ca și ar fi mai corect să vorbim de neamuri, că țările până la urmă sunt niște convenții politice, geopolitice, dar neamurile rămân vorbitoarele aceleiași limbi. Și atunci fiecare dintre neamurile astea chemate să se integreze într-o orchestră, dirijorul este evident cine e, de-a lungul istoriei orice orchestră are un dirijor. Și ăla e Cezarul cel Mare, nu? Dar trebuie să ne punem întrebarea, neamul nostru la ce instrument cântă în orchestra asta? Are rol neamul nostru în orchestra asta? E important la ce cântă? Beneficiază și alții din jurul nostru de partitura asta? Probabil că da, că altminte n-ar avea sens. Și instrumentul nostru la care cântăm frumos e un instrument simplu, poate că e un fluier, poate că e, nu știu, un țambal, dar și țambalul poate deveni pian, că e cam același lucru, e chiar și mai greu. Notele sunt obținute mai greu la țambal decât la pian. Chiar și fluierul ăsta, mă rog, care pare simplu cu câteva găurele acolo pe o tijă de lemn, dar cât de frumos se tulbură sufletul când auzi trilurile alea de acolo. Și atunci probabil că rostul nostru este să păstrăm dulceața sufletului și emoția sufletească. Eu mi-am pus problema vizitând aproape toată Europa, că n-am trecut chiar peste tot. Mulți dintre frații noștri sau neamurile noastre, că neamuri înseamnă rude și noi știm bine în limba română că există o sinonimie foarte clară între rude și neamuri, și atunci rudele noastre, ca să le spunem așa, cântă mai mult cu instrumentele minții. Au mințile luminate, foarte bine organizate, foarte bine așezate, dar s-a pierdut ceva din emoție. Iar omul fără emoție nu mai e așa cum l-a desenat Dumnezeu. Românul din cele mai vechi timpuri, așa cum ai sesizat și chiar ai punctat, că noi avem ceva aparte. Noi avem, de fapt, o vibrație a sunetului care ajunge acolo la inimă. Exact. Cred că asta este elementul care ne face, să spunem, altfel decât restul neamurilor. De aceea am remarcat în
plimbările noastre prin România, am remarcat o istorie deosebită a mănăstirii Bucium, Pacea Lumii, care este legată de această putere a cuvântului viu. Acolo este o mănăstire profetică care își are izvorul în urmă cu câteva decenii, dar mergând pe firul istoric s-au descoperit de fapt dovezi din urmă cu câteva milenii. Acolo s-a descoperit un sit și în același timp și un loc sacru al vechilor daci. Iar în prezent se află temelia mănăstirii Buciu. Este interesant că acolo străbunii noștri se rugau sub cerul liber. Este o tradiție ca, exact cum ai spus și tu la început, ca românul să fie liber, să comunice cu divinitatea într-un mod spontan și liber. Mai mult decât atât, aici... Și permanent, aș putea spune, că vezi, așa, mai târziu românul se ducea la biserică doar duminica îmbrăcat frumos, când biserica o conștientizez că este permanent vie, iar că acoperișul templului e cerul de deasupra capului, atunci în fiecare zi când vezi cerul ești în biserică. Natura care ne găzduiește și pe noi este biserica cea însuflețită a lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce ne înconjoară îl manifestă pe Dumnezeu. Tot ceea ce este viu e clar o expresie a comunicării cu Dumnezeu, cel viu. Nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Dumnezeu pe pământ. Și atunci tot ceea ce este viu și tot ceea ce ne înconjoară ca fiind viu ne este dat spre mărturie că Dumnezeu nu ne-a uitat. Da, și interesant este cum se păstrează anumite locuri lăsate de Dumnezeu să rămână protejate și să meargă mai departe această continuitate spirituală a locului. Practic, în zona mănăstirii Bucium, așa cum au fost descoperite și aceste urme a unui vechi cimitir getodac, precum și a unui templu în apropiere, ca și poziționare, mănăstirea Bucium se află între Sâmbăta de Sus și complexul rupestru Șinca Veche. E interesant că aici urmează să se înalțe o biserică, așa cum spune profeția, care vor sluji atât oameni, cât și îngerii vor coborâ alături de oameni să slujească. Este interesant că avem trecut, prezent și viitor într-un singur loc. Da, nici nu cred că există trecut, prezent și viitor într-o logică liniară, așa cum am învățat noi în convenție, ci cred că e o succesiune de prezent continuu. Nimic nu se schimbă fundamental, de fapt. E același prezent care are aspecte diferite sau îmbrăcăminte diferite, dar esența trăirilor noastre este mereu aceeași. Acum, prin ce au trecut strămoșii noștri, prin ce au trecut părinții noștri, prin ce trecem noi astăzi și prin ce vor trece copiii noștri, este aceeași poveste. Spune părintele Arsenie Boca foarte frumos că ce a fost, este și va mai fi, pentru că până la mântuire totul se repetă. Și atunci noi dacii am avut încă dintr-o vechime greu de precizat istoric simbolul acela al uroborusului, al șarpelui care își devorează propria coadă. Ceea ce ne sugerează cât se poate de limpede, că nu trebuie să fiu un mare academician ca să înțelegi simbolul ăsta, că orice moment de final coincide cu un moment de început și atunci e o buclă permanentă a timpului. Noi trăim într-o buclă permanentă a timpului. De asta avem nevoie de mântuire când ne plictisim de repetitivitatea asta, ca să ieșim din această realitate. Realitatea până la mântuire este că tot ceea ce a fost se repetă ciclic, pentru că sufletele sunt invitate la mântuire, nu să traverseze aceeași povestea omului. Adică cunoaștem binele, cunoaștem răul, ele cele două se află deopotrivă în noi. Nu există om pe deplin luminos, că dacă ar fi fost omul pe deplin luminos ar fi numit înger. Nu există omul pe deplin întunecat, pentru că dacă ar fi fost pe deplin întunecat s-ar fi numit diavol. Și atunci omul
e jumate înger, jumate diavol, cumva prin cunoașterea pe care o are, fiind invitat până la urmă să aleagă în libertatea lui cărui dintre cei doi slujește, nu? Că spune Hristos foarte frumos, nu putem să slujim la doi stăpâni în același timp. Și asta este o moștenire pe care noi românii o avem în gena noastră fără să ne fi fost imprimată dogmatic treaba asta. Adică nu creștinismul ăsta oficial și bisericos ne-a instaurat nouă undeva în secolele 3-4 când s-a oficializat în Imperiul Roman, ci noi am avut această trăire lăuntrică chiar de pe timpul lui Zamolse, că asta este foarte interesant. Noi aparținem unei Europe creștine, adică faptul că astăzi lumea fuge de creștinism și se îndepărtează din ce în ce mai mult de creștinism, a trebuit să ne dea și nouă de gândit. Spune Părintele Arsenie Boca la un moment dat că probabil rostul, ca să și răspundem la începutul emisiunii noastre, care e sensul partiturii noastre în orchestra asta planetară, răspunsul mult mai celebre decât l-am putea găsi noi doi aici, îl găsește Părintele Arsenie Boca, care spune că misiunea spirituală a poporului român este să îi aducă pe ceilalți la pocăință. Dar ne întrebăm și noi acum, oare putem aduce pe alții la pocăință dacă nu ne aducem înainte pe noi înșine? Și atunci noi, dacă dăm la o parte tot ceea ce ne iluzionează pe noi că ne-ar produce fericire, și aici hai să deschidem așa o paranteză a unei istorii mai recente pe care am trăit-o amândoi și probabil și cei care ne privesc. Socialismul a dorit să construiască un rai pe pământ și l-a vizualizat cu multe fabrici, cu multe uzine, cu niște oameni așezați într-o piramidă din asta foarte funcțională, creând predicatele fericirii pe pământ. Astăzi, capitalismul propune un altfel de rai pe pământ, înlocuind fabricile și uzinele cu mall-uri, cu supermarketuri, cu bănci, cu mașini, cu... Da, niciunul dintre raiurile astea pământești, nici socialismul și nici capitalismul nu ne-a făcut fericiți pe noi români. Poate pe rudele noastre din alte neamuri le-o fi satisfăcut mai mult. Dar de ce noi n-am fost fericiți nici în comunism și nu suntem nici foarte fericiți în capitalism? Pentru că undeva în gena noastră noi ne amintim că raiul ăla care ne-ar putea împlini pe toți nu este de natură materială. Adică eu cred că noi am înțeles bine când Hristos a spus că regatul lui nu este din lumea aceasta și noi de aceea nici n-am investit foarte mult în lumea aceasta, că ne punem întrebarea, bine, doamne, dar noi n-am putut să lăsăm și noi ca frații noștri din Occident, catedrale, palate și tot felul de bunuri din astea trecătoare. Nu prea am lăsat. Adică noi, românii Sadea, n-am lăsat nimic în urma noastră. Și întrebarea pe care ar putea o pune unii, de ce? Că am fost sălbateci, că am fost niște sărăntoci, că am fost niște ignoranți. Nu, cred că răspunsul se află undeva în negura vremurilor, iar cheia se află tot la Cucuteni. Pentru că s-a descoperit o chestiune foarte tulburătoare, pentru că nu i-a găsit nimeni răspuns. La Cucuteni, unde a fost o civilizație primordială a lumii, așa cum o cunoaștem noi, exista o bizarerie. Oamenii construiau orașe întregi din lemn și când erau gata, înainte de a se muta cineva în ele, le dădeau foc. Nimeni nu-și poate explica piromania asta, care pare abracadabrant așa dacă nu înțelegi profunzimea. Dar asta se aseamănă foarte mult, într-un sens, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim, cu truda aia călugărului tibetan de a construi din bobițe de nisip colorat tot felul de mandale. Durează luni întregi, poate chiar un an de zile, până când niște călugări reușesc să creeze din bob cu bob de nisip colorat o mandală superbă. Iar în momentul în care este gata, suflă peste ea și dispare. Cred că e un exercițiu spiritual.
pentru că de fapt ce rămâne în urma noastră? Nu? Că spune și Iisus Hristos când vede doi scheleți într-o groapă, care e regele și care e soldatul? Spune Solomon, înțeleptul, în Ecleziastul, ce folos pentru mine că m-am străduit toată viața să fiu înțelept, voi ajunge oase. Iar prietenul de dincolo a umblat cu mâinile în buzunare și a fluierat toată viața lui, neinteresându-l nimic, și tot schelet a ajuns. Doi scheleți. Mai știe cineva care a fost înțeleptul și care a fost ignorantul dintre cei doi, din moment ce oasele sunt acelea și în același loc? Și atunci noi probabil că am înțeles și am crezut că noi suntem un popor credincios și asta ne și încurcă cumva în logica asta consumistă, că rămâne ceva mult mai important după ce nu mai suntem în corp. Că noi în corp locuim puțin. Cât trăiește omul în corpul lui? Foarte puțin. Timp limitat. Dar pe dinăuntru nostru, toți avem nostalgia și al unei lumi continue. Nu? Noi când închidem ochii, trăim într-o bogăție mult mai mare pe dinăuntru nostru decât în afara noastră. Și atunci, ceea ce pare că ne-ar încurca pe noi, că domne, noi nu ne acomodăm. Nu cred că există vreun regim politic care să ne satisfacă real pe toți. Poate singura noastră satisfacție a existat atunci când ne-au condus oameni spirituali sau sacerdoți. Noi suntem și continuatorii unui neam sacerdotal. Lângă mari zei daci erau mari preoți daci. Lângă Ștefan cel Mare era și Daniel Sihastrul. Lângă Mihai Viteazul erau mari preoți. Întotdeauna puterea în țara noastră și neamul nostru a fost dublată de voievod care era cezarul și dădeam voievodului, adică cezarului, ce era al cezarului, dar și de preot care să primească de la noi ceea ce e a lui Dumnezeu. Și atâta timp cât cei doi poli ai puterii au fost în paralel și nu s-au întâlnit, au creat un echilibru. De asta comunismul la noi a venit ca o ruptură foarte mare, pentru că a dispărut un stâlp. Stâlpul bisericii ălea, cele vii, nu... Instituționale și formale, așa, mă duc, îmi dau trei cruci duminică la biserică și gata, m-am mântuit. Nu. Ci echilibrul ăsta extraordinar între puterea temporală omenească, cât trăim în corp, avem datorie față de legea pământească, o spune Hristos, dar noi suntem și duhuri și atunci necesitățile noastre duhovnicești, comunicarea cu Dumnezeu, lumea ailaltă, care e mult mai bogată decât asta, trebuie și ea să fie reprezentată. Și probabil că lipsa acestui echilibru pe noi nu ne poate face fericiți, indiferent câte bogății materiale am acumulat. Că dacă stăm să ne gândim la o statistică așa, nefericirea statistic se întâlnește în procente mult mai mari la oamenii bogați material decât la oamenii săraci material. Când ești foarte sărac material, ești poate mai liber pentru că n-ai nimica de pierdut. Nu te stresează ideea că la un moment dat o să pierzi ceva și nu ai nimica de pierdut. Și abia când nu ai nimica de pierdut, ești un om puternic. Ideea de atașament, probabil la Cutcuten, nu întâmplător se ardeau acele case, tocmai în ideea de a fi spirite libere, fără a fi deja limitate ca și mișcare sau ca și concept. De ce să te condiționeze ceva care oricum trece? Că trece. Lemnul trece, piatra trece, oamenii trec, puterea trece. Revenind mai pe tarlaua noastră, partidele trec, președinții trec, guvernele trec și totuși sufletul românesc rămâne în fiecare generație cu aceeași problemă. Ce îl face fericit pe el? Este interesant să remarcăm că acum, în zorii transformării noastre, trecem deja într-o nouă etapă. Remarc această trezire a conștiinței și deja omul a început să fie interesat de partea spirituală și de acea parte spirituală profundă, autentică, a cuvântului viu, așa cum ai spus. Deja lumea a început să vadă ce înseamnă valoarea, în ce constă valoarea și valoarea noastră atât ca nație, cât și ca spirit. Ce este esențial, de fapt, în existența noastră? E adevărat, nu știu dacă toată lumea conștientizează asta, dar sunt mulți. Mânați probabil și de
căutarea unei fericiri. Noi avem fericirile alea, cele nouă, pe care dacă le ascultăm cu inima, ni se lămuresc multe lucruri. E foarte posibil ca în foarte mulți dintre românii de astăzi să se audă strigătul străbunilor. Pentru că ce te ține pe tine în continuitate și în tradiție altceva decât strigătul de dincolo a străbunilor noștri? În vremuri mai normale, noi ne celebram strămoșii. Sunt popoare și acum, uite, de exemplu în China, unde există un adevărat cult al strămoșilor, nu un cult din ăsta foarte ritualic și din ăsta obscurantist mistic, ci pur și simplu o celebrare a celor care au construit cadrul ăsta pentru poporul nostru. Pentru că granițele care compun țara noastră, în care ne simțim ca acasă, nu au fost obținute așa. Nu ni le-a dat nimeni. Fiecare generație s-a luptat cineva pentru ele, pentru a le păstra. Alte neamuri s-au luptat pentru a acapara cât mai mult teritoriu. Neamul nostru, de-a lungul istoriei, s-a încăpățânat să apere casa pe care strămoșii noștri au considerat-o că e a noastră. Și noi n-am depășit, cu mici excepții în istoria noastră, poate cu excepția mareșalului Antonescu, care s-a dus el așa un pic de nebun până la Stalingrad, dar până la el, ca și chinezii, noi ne-am păstrat teritoriul, n-am avut nevoie de un zid. Chinezii și-au tras un zid ca să delimiteze foarte clar unde începe și unde se termină casa lor. Dar noi n-am avut nevoie de zidul ăsta pentru că am fost învățați să ne mulțumim întotdeauna cu ceea ce ni s-a dat. Și ni s-a dat. Vorba aia, acum mergi în România și asta și te împiedici de o roșie și de un castravete. Adică e o țară foarte bogată. Este o țară atât de bogată încât poate într-un echilibru dumnezeesc așa pe care noi nu-l înțelegem, ne face ca oamenii să fie foarte săraci. E prea bogată țara. Și atunci noi ne-am obișnuit cu bogăția asta să ne fie la foarte la îndemână. Numai că s-au obișnuit și alții ca bogăția noastră să le fie la îndemână, nu? Mulți veniră să ne ceară apă și pământ, nu? De-a lungul timpului. Și astăzi, nu? Vin unii să ne bată la ușa gazelor de șist. Despre apărarea gliei strămoșești și apărătorii ei aș vrea să discutăm și după o pauză. Discutam înainte de pauză despre apărătorii zonelor sacre și ale neamului nostru. În emisiunea trecută am prezentat în premieră o imagine surprinsă în 2012 în zona sanctuarelor de la Sarmise Cetusa Regea, o entitate feminină înveșmântată în roșu, după profilul unei amazoane, unei apărătoare, care avea tatuat pe brațul stâng un simbol, iar în brațul drept ținea ca o sabie sau o făclie, nu se distinge exact în imaginea respectivă. Cert este că din acel moment am început să pun întrebarea, iată cum de undeva din alte planuri, totuși, nu suntem lăsați de izbeliște. Și cum între pătrunderea planurilor în perioadele acestea se întâmplă, să spunem, mai accentuat și mi se întâmplă frecvent să trăiesc astfel de momente în deplasările pe care le realizăm în România, am înțeles că avem un suport extraordinar. Oare de ce noi românii suntem susținuți? Pe mine nici nu mă miră aceste prezențe feminine. Tot am vorbit de Ștefan cel Mare ca de un mare războinic, dar mai războinic decât Ștefan cel Mare era mama lui Ștefan cel Mare, nu? Care și spune, du-te la oștire pentru țară mor și îți va fi mormântul încununat cu flori. Dacă pornim pe firul ăsta istoric și ajungem la misterioșii noștri daci, o să vedem că alături de mari preoți erau și marile preotese, centrele de inițiere ale antichității poporului nostru cuprindeau și sacerdotese, femei foarte destoinice și foarte vașnice. Avem în mitologia noastră, avem și pe Fefeleag, avem multe eroine
ne mai vorbim chiar și de Ecaterina Tudoroiu, care este o femeie aparte în primul război mondial, poate primul locotenent care moare pe câmpul de luptă într-un război mondial, femeie fiind. De asta spun că nu mă miră și într-un sens mai civil, așa, mai laic, mai pacifist și pe la cursurile astea care țin de dezvoltare personală, de descoperire a spiritualității, preponderent sunt femei. Și pe lângă Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, au fost multe femei care au venit să țină piept întunericului, nu? Conducătoarele din umbră, să spunem așa. Da, Maria Magdalena poate fi considerată un apostol, ea însăși, pentru că este prima care iese din păcat. Nu, o ridică Iisus din păcatul cărnii și devine o lumină binecuvântată de Dumnezeu. Și atunci noi avem în gena noastră, dar și gena asta noastră este o genă comună, e o genă colectivă, e și gena poporului. Dar avem foarte multe femei, mame, soții, preotese, care s-au jertfit pentru neamul ăsta, care au apărat neamul ăsta. Să nu uităm că și în luptele medievale, pe la 1300 și ceva, Matei Basarab, la luptă, apa clocotită, bulgării aprinși, cărbuni încinși, erau aruncați peste dușmani de femei. Femeile noastre trăgeau cu arcul, luptau în război și atunci, sigur că când iubești foarte mult și sacrifici întreaga viață, indiferent de epoca în care o faci, amprenta asta energetică rămâne în bucla asta temporală, pentru că cine apără și iubește cu adevărat poporul, chiar și după moartea fizică, nu se duce după aia într-o vacanță sufletul și uită pentru ce s-a jertfit. Și atunci noi în planul ăsta nevăzut, în lumea duhurilor care rămân până la mântuire, că toate duhurile până la marea mântuire, până la marea judecată, rămân tot în văzduhul în care au pierit cumva ca energie. Și atunci, pe lângă fantome, strigoi, morâi care bântuie lumea celor vii, mai sunt și gardieni care apără lumea celor vii. Și noi împreună știm că am avut cu mulți cei care ne-au însoțit la Costești, la Blidarul, la Fețele Albe, la Sarmisegetuza, în taberele pe care le organizăm împreună, au simțit aievea toți în felul lor aceste prezențe care transmit, insuflă dragoste de neam și țară în locurile alea și explici de ce tu ca român ești atât de atașat cumva de rădăcinile neamului românesc. Noi suntem poate printre puținele, din păcate, popoare din Europa care încă nu și-au tăiat definitiv rădăcinile cu neamul din lăuntru pământului. Noi încă, de la o anumită vârstă, și asta e bine, chiar dacă în prima parte a vieții mai fugim noi de România, mai fugim de folclorul nostru autentic, fugim de moștenirea asta spirituală, undeva spre 40 de ani, ceva se întâmplă în lăuntru nostru că ne întoarcem. Ne întoarcem la o relație bună cu morții noștri, cu străbunii noștri, cu istoria noastră. Oricât s-ar strădui unii să ne smulgă total rădăcinile, e greu. Cu neamul românesc e greu să-l dezrădăcinesc. Ca o dovadă că ne-am păstrat încă această moștenire. Nu ne-am dat-o, nu ne-am vândut-o. Din păcate, alte popoare și-au vândut-o. Mereu spun, comoara noastră cea mai de preț este însăși teritoriul acestei minunate românii, pentru că în aceste locuri încărcate de lumină se întâmplă un proces extraordinar. Pe lângă trezirea conștiinței, se activează în interior lumina interioară. Ne readucem aminte cine suntem. Și abia aștept din nou tabăra pe care o vom organiza în 1-6 septembrie anul acesta, să trecem din nou prin acele locuri încărcate de spiritualitate, de sacralitate și în același timp să întâlnim oameni noi, doritori de a se
regăsi. Că e interesantă această regăsire în interiorul tău. Dovada cea mai vie și cea mai importantă a valorii inestimabile a moștenirii noastre spirituale este chiar Constantin Brâncuș, prin ale cărui loc de creație vom trece și noi ca de fiecare dată cu grupul. Cu grupul. Brâncuș a demonstrat lumii întregi că simplitatea românească este genială. Tot ceea ce a construit Brâncuș ca operă nu este complicat. Toată simbolistica porții sărutului, coloanei infinitului, mesei tăcerii, sunt simple. Piatra e simplă, fără nicio ștucatură, fără niciun bazorelief, fără nicio sculptură a mâinii omului. Brâncuș de asta este genial, pentru că el a înțeles că mai mare sculptor decât omul este natura și mai mare sculptor decât natura este Dumnezeu. Și atunci el n-a făcut altceva decât să păstreze formele simple. Și totuși, întreaga lume, când se confruntă direct sau indirect cu opera lui Brâncuș, simte o emoție. O emoție mai mare decât în fața unui tablou foarte sofisticat sau în fața unei sculpturi, chiar a lui Michelangelo. De ce? Pentru că e dincolo de formă. Simplitatea, până la urmă, este singura poartă de acces dincolo de formă. Pentru că anumite rămâne seduși formelor, musculaturii, oaselor și pătrundem către suflet. Brâncuș a putut prin simplitate să arate că fiecare piatră are suflet, are vibrație, e vie. Asta e moștenirea de care vorbeam mai devreme, a comunicării cu viului, a înțelegerii faptului că tot ceea ce ne înconjoară, cât timp noi suntem vii, și ele sunt vii. Da, și într-adevăr, chiar și Brâncuș spune că el a vrut de fapt să surprindă esența, să facă pe om să reflecteze la esența lucrurilor. Și cum e esența asta? Nu e simplă? E simplă. Și atunci noi, ca români, cât am rămas simpli, că țăranul român de ce era, că nu mai e, hai să fim serioși, dar țăranul ăla îmbrăcat în straiele alea mereu albe și curate și atât de simple, în căsuța lui, modestă, din pământ, dar curată și simplă, degaja lumina aia extraordinară, pentru că doar prin simplitate păstrezi esența. Altfel, tot ce construiești peste această simplitate e ștucatură, te sufocă cumva, e ca și cum ai avea o cameră pe care ai tot îngrămădit-o cu tot felul de mobilă din toată lumea ca să pară așa că ești bogat. Dar nu mai ai spațiu, nu mai ai loc, nu se mai vede camera, se văd doar obiectele din ea. Dă toate obiectele deoparte și păstrează simplitatea formei. Și atunci, în simplitate, abia acolo se manifestă supranaturalul, frumusețea aia divină din om, în simplitate. Tot legat de simplitate și părintele Arsenie Boca, nu întâmplător, a cioplit în munte o chilie simplă și preferăm să rămână simplă, nu ornată. A mai apărut și un mozaic pe acolo în apropierea grotei. Cert este că simplitatea este cea care te duce mai aproape de divinitate, de Dumnezeu. Tot legat de simplitate, tot părintele Arsenie Boca, noi când o să trecem cu ocazia acelei deplasări și pe la Sâmbăta de Sus, vom merge să vedem masa lăsată de părintele cu valoare de testament. Chiar a și spus că după ce el nu va mai fi, atunci când veți avea necazuri sau căutați răspunsuri, veniți aici și aici mă veți găsi. Este o masă tot simplă, dintr-o lespete de piatră pe care părintele însuși a ales-o din munte, neprelucrată, pusă pe alte trei pietre brute, în simbolul Trinității, da? Sfintei Treimi, într-o zonă mai greu accesibilă, să spunem așa, și nu foarte vizibilă pelerinului sau turistului de ocazie. Și probabil e bine să rămână așa. Noi știm acel loc, acolo o să mergem și împreună. De asemenea, părintele a știut să prelucreze și să dea un curs să lucreze asupra naturii, să încerce să-i aducă o valoare în plus prin prelucrarea atât a materialului, a pietrei, dar și în același timp prin realizarea unui iaz în formă de inimă tot aici la Sâmbăta. A știut foarte bine valoarea elementelor, a știut cum să le îmbine, cum să facă din ele un mijlocitor
s-a integrat cuvântului cel viu al lui Dumnezeu și prin Părintele Arsenie Boca s-a manifestat în toată deplinătatea însuși Mântuitorul, cum se întâmplă în fiecare dintre duhovnicii autentici. Păi cum să nu înțeleagă Părintele Arsenie Boca totul din moment ce l-a primit prin toată jertfa vieții lui pe Hristos în el? A purtat și Părintele Arsenie Boca o bucată de drum crucea lui Hristos, nu? Fără să se zmiorcăiască, fără să facă din asta un spectacol grotesc. Nu, într-o smerenie și într-o simplitate deconcertante pentru mulți, în singurătatea chiliei sau în singurătatea chiar a mănăstirii Sâmbăta de Sus, pentru că poate puțină lume știe, dar imediat în perioada anilor 40, Părintele Arsenie Boca a avut grijă singur de această mănăstire pe care a însuflețit-o doar el, aproape un an de zile. Da. Ne putem imagina că un an de zile n-a călcat nimeni poarta acelei mănăstiri în afară de Părintele Arsenie Boca, care a avut temei în credința lui, nu? Să știe că la un moment dat de acolo va porni aprinderea inimilor românești. El și spune că inimile românilor vor fi aprinse de acolo. Și sunt toți care trec pe acolo cu inima înghețată, nu, lacrimile alea care vin așa fără să te aștepți, nu sunt o dovadă că se topește gheața din suflet. Dacă ochii sunt fereastra sufletului, când ochii plâng, înseamnă că se topește gheața, nu? De noi de-abia așteptăm să ajungem acum de Rusalii. Din nou avem o deplasare la Sâmbăta de Sus și urcăm chiar la grota Părintelui Arsenie Boca. Și aș vrea în același timp, uite, să discutăm un aspect asupra căruia în ultimul timp mai multe persoane mi-au atras atenția, că cum să ne manifestăm noi iubirea și recunoștința față de Dumnezeu ca și formă de manifestare în exteriorul nostru. Pentru că, ce am sesizat, există această tendință de a umple, de a încărca anumite locuri sacre lăsate de cei care au viețuit pe acolo într-o simplitate exact de care vorbeam mai devreme, și vine omul nostru contemporan și transformă totul așa ca într-un chici. Prin bilețele băgate prin scorburi, prin diverse, fiecare se consideră îndreptățit să mai aducă încă o icoană, să mai sape pe acolo, să mai facă alte amenajări. Cert e că locurile acestea trebuie conservate așa cum ne-au fost date. Consider că dragostea noastră și mulțumirea, recunoștința față de Dumnezeu că ne ajută în diverse probleme, nu trebuie manifestată la modul acesta, să spunem, nu chiar barbar, dar pe undeva deteriorează foarte mult din esență. Noi trebuie să ne raportăm la toate lucrurile astea exact ca la Biblie, unde spune foarte clar că niciun cuvânt nu va fi scos și niciun cuvânt nu va fi adăugat la această carte sfântă. Cartea sfântă a lui Dumnezeu, mai sfântă decât Biblia scrisă de Moise, este natura. Noi nu putem adăuga naturii nimic și nu putem scoate nimic din natură. Ea este așa cum este. Dar eu n-aș fi atât de aspru cu năzuința asta omului, că el simte nevoia oricum să dea ceva. Omul, nemai înțelegând că valoarea nu este ceea ce ai, ci ceea ce ești. Oamenii, fiecare în gândul lor acolo, când vin și pun câte o iconiță, mai pun un ștergar, mai pun acolo niște chestiuni, care sigur că nu valorează nimic, dar faptul că ei simt nevoia să lase ceva acolo nu e un semn foarte rău. Înseamnă că ceva în primă etapă s-a tulburat în sufletul lor și atunci oamenii cred că lasă o jertfă, un mic sacrificiu acolo ca să-i arate lui Dumnezeu că sunt dispuși să mai și dea, nu doar să ceară. Că oamenii cer multe și dau foarte puține. Și atunci Dumnezeu îi spune, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, fă-i celui la ceea ce ai vrea și tu să ți se facă, ca să existe un echilibru. Noi în rugăciune, dacă suntem lași, cerem la nesfârșit să primim,
dar niciodată nu lăsăm energia asta să circule, adică, băi, dar din dar se face rai. Dacă noi am fi păstrat gândul ăsta al echilibrului, nici banii n-ar mai fi fost ochiul dracului, ci ar fi putut să fie parte din construcția omului. Dar numai că noi vrem doar să luăm bani, să acumulăm și să nu mai dăm mai departe, să fie la noi acolo, să crească burta mare, contul gras, conace nenumărate, mașini fără număr, concubine și soții, adică pe toate să le adunăm, să le strângem așa, ca și cum ar încăpea ceva în mormântul care ne va înghiți pe toți la momentul scris de Dumnezeu. Da, aici este un aspect frumos pe care l-ai surprins. Într-adevăr, lucrul acesta l-am observat la izvorul părintelui Arsenie Boca. Sunt oameni care duc icoane sau candele, în schimb cei care au nevoie de o alinare simt nevoia și iau în același timp din acele icoane. Și este un proces foarte interesant, un echilibru care se realizează din recunoștința și dragostea pe care unii o împărtășesc și o lasă acolo și ceilalți care au nevoie de acel sâmbure de lumină din locurile respective. Este frumos că aici la Sâmbăta chiar este un domn care se ocupă doar de izvor, el este în afara mănăstirii, deci nu este sub jurisdicția mănăstirii și cu donațiile pe care le fac cei care trec pe acolo a reușit să amenajeze extraordinar de frumos acel loc și era nevoie de acea amenajare. Eu de ceea ce încercam să spun mai devreme era vorba de acel obicei care este deranjant la un moment dat să vezi în locuri sacre pline de bilețele reducând credința la nivel de scriere. Că asta discutam și la început, că în esență noi oamenii, noi românii de fapt am avut de fapt cuvântul viu. Păi și nu spune tot părintele Arsenie Boca că un oftat din rărunchii inimii face cât 1000 de rugăciuni din buze? Noi dacă vrem să-i dăm într-adevăr ceva lui Dumnezeu, nu putem să-i dăm decât ceea ce El ne-a dat înainte. Că eu nu am cum să-i dau lui Dumnezeu ceva de la mine. Tot ceea ce am eu este de la Dumnezeu. Și atunci eu nu pot decât să-i înapoiez lui din ceea ce am primit. Și dacă eu am primit suflare de la Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat suflarea de viață, căruia noi românii spunem suflet. Suflet, suflare, limbă veche cu multe înțelesuri. Nu pot să-i înapoiez decât tot suflare, tot suflet. Și atunci părintele care este minunea acestui neam a zis un oftat real și sincer din profunzimea inimii valorează că toate rugăciunile la un loc. Dacă rugăciunile astea nu tulbură sufletul, degeaba le mai spui. Și atunci când vrei să-i dai ceva părintele acolo, dă-i un pic de suflet curat. Lasă-l și pe părintele să intre în sufletul tău ca să te tulbure un pic din înghețare. Că pericolul nostru real, că tot vorbim de apărare, nu e nici măcar sărăcia, nu e nici măcar jugul străin, nu e nici măcar dezmembrarea teritorială. Astea sunt pericole, dar cel mai mare pericol spiritual care ni se întinde în față este împietrirea. Adică să văd pe semenul meu aflat în nevoință sau în suferință și să trec pe lângă el ca un copac uscat, așa fără să mă tulbure cu nimic. Asta înseamnă lipsă de iubire. Noi dacă ne pierdem iubirea față de aproapele nostru, ceea ce am început, în păcate, să o facem de ceva vreme, am pierdut tot. Noi atât am mai rămas. Sunt câteva popoare care au mai rămas calde. Sunt câteva popoare arabe, că sunt aproape de tradiție. Sunt câțiva evrei care încep să-L descopere ușor, ușor pe Mântuitor și să treacă la împlinirea legilor. Dar dacă stăm să ne gândim așa geopolitic, lumea nu mai este condusă de emoție de multă vreme, este condusă de un calcul matematic foarte strict. Chiar ni se și spune că omul trebuie să aibă sânge rece, să nu se mai lase el așa pătimaș cu sufletul, că asta nu duce nicăieri, și să ne organizăm, să facem, să alegem soluția corectă, care este rece, e calculată, e statistică, e matematică. Nu se poate, asta e o iluzie. Omul nu e rece, e cald. Despre magnetismul pe care îl creează România, aș vrea să discutăm și după pauză.
În această a treia parte a emisiunii aș vrea să discutăm de ce România este un centru de atracție universal, atât din punct de vedere energetic, cât și din punct de vedere politic, strategic. Haideți să o luăm un pic într-o ordine. Pornind de la momentul în care se punea deja în proiect trecerea autostrăzii către Brașov prin zona Sfinxului, prin trasarea autostrăzii prin acea zonă, deja românii, cei care știau și au cunoaștere despre importanța Munților Buceci, deja au tras anumite semnale de alarmă. De ce crezi că străinii sesizează atât de bine valorile noastre, iar noi românii parcă ne facem că nu prea le observăm? Pentru că străinii nu le mai au. Și evident, când se apropie sau intră în amprenta asta energetică a României, își amintesc și ei brusc și dintr-o dată așa, ceea ce și ei au avut cândva. Că toate neamurile au avut munților, apelelor, tradiția lor, strămoșilor și continuitatea asta cu lumea nevăzută. Unii s-au lăsat seduși de confortul ăsta material și de iluzia banului ca atot puternic și atunci au cumpărat această putere virtuală cu prețul sau cu monedele concrete ale moștenirilor spirituale. De asta România, rămânând în simplitatea ei un leagăn al civilizației, dar al civilizației lăuntrice, nu a civilizației din piatră, lemn, mă întorc la Cucuteni. Se termina orașul, îi dădeau foc strămoșii noștri. Nu rămânea nicio mărturie a ce? Că totul trece în timp. Și atunci străinii, sigur că nemai având ei printre ei căldura asta sufletească, schimbarea asta de emoții cu oameni pe care nu-i cunoști. În România, încă dacă mergi prin satele românești, te saluți cu toată lumea. Că toți te salută, deși nu te-au văzut în viața lor. Și atunci automat îi salut și tu, unii mai zglobi așa, te mai au și în brațe, te mai invită la ei acasă, hai să-ți dau o țuiculiță, hai să stai și o slăninuță, hai să nu știu ce. Și dintr-o dată tu obișnuit așa să fii conform, să nu deranjezi pe nimeni, să fii doar tu cu tine, ca și cum ai fi un zombie așa în lume. Când ajungi în România, prietenia asta de care încă noi dăm dovadă față de străini, și asta e tot un semn al creștinismului nostru, că spune Hristos, pe străini să-i primiți cu brațele deschise, să le dați ce aveți mai bun, și asta este o dovadă de iubire față de semenul nostru. Și atunci, uite, și mă gândesc și la Prințul Ceas. El, dintr-un anume punct de vedere, are tot ceea ce și-ar dori orice om. Da, are putere, locuiește în Anglia, e din familia britanică, monarhică și așa mai departe. Și totuși, mai mult timp își petrece el pe la Bran și prin regiunile țării noastre decât acolo, în arealul lui. De oare de ce? Oare de ce toți străinii importanți sau mai puțin importanți se îndrăgostesc cumva de România? Și românii mai puțin, pentru că noi ne-am obișnuit cu tot, adică nouă ni se pare atât de natural și de firesc că le avem pe toate, încât tindem la mai mult. Nimeni nu-i profet în țara lui, nici noi. Ia să ne ducem noi un an, doi, trei prin străinătate, că mai sunt experiențe în care românii au plecat scârbiți de România și după 2 ani a apucat, 3 ani, un dor sfâșietor de România și când s-au întors, s-au pupat pământul țării în care au venit. De ce? Pentru că abia așa au realizat ce au pierdut sau că nu, fericirea nu stă în numărul dolarilor sau euro pe care i-ai, ci în schimbul ăsta tăcut și ne la vedere cu tot ceea ce reprezintă casa ta. Că noi aici încă suntem acasă la noi. Eu când mă duc la mare sau când mergem în tabere, la mare, la munte, prin toată țara, noi nu mergem în niște stațiuni, noi mergem la noi acasă. Mă duc acasă la mine la mare, mă duc acasă la mine la Vama Veche, mă duc acasă la mine la Moeciu, mă duc acasă la mine la Sarmize Virtuza, mă duc acasă la mine la Olănești sau oriunde mă duc, la Herculane, tot la mine acasă sunt. Și atunci când am sentimentul ăsta de acasă, mă simt bine. Noi avem această ospitalitate care să-i facă și pe ceilalți care nu sunt în casa asta să se simtă tot ca acasă, nu?
Și atunci orice străin care vine în România, el se simte din stat ca acasă. O acasă lăuntric, nu e o acasă din piatră, cărămidă cu acoperiș, ci e o acasă într-un concept un pic mai extins. Și atâta timp când noi păstrăm sentimentul de acasă, plus ospitalitatea de a invita pe toți în casa noastră, dar să vină în casă și să respecte casa, nu? Nu să vină în casă și să-mi ia covorul, să-mi ia tablourile din casă, să-mi ia mucica, gazele de șist, aurul și așa mai departe. Mulți confundă ospitalitatea noastră cu o invitație la jaf. Spune Eminescu, mulți veniră să ceară apă și pământ și se transformară toți într-o apă și un pământ. Pentru că tot ce mișcă în țara asta, râul Ramul, mi-e prieten numai mie. Nu îi spune lui Baiazid, iar ție dușman ți este dușmănit, vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Căci iubirea de moșie e un zid. Și este. Pentru că prea a curs mult sânge al strămoșilor noștri pentru păstrarea lui acasă, încât să nu se tulbure toată natura când cineva vine cu o intenție negativă. Da, iar că eu te primesc cu pâine și sare, te invit la masa mea și îți dau ce am mai bun și mâncăm împreună, dar mâncăm împreună. Tu ce faci? Tu vrei să vii la mine acasă, să-mi iei, am două camere, mi le iei pe amândouă și tu îmi zici, da, WC-ul din fundul curții e al tău, poți să stai acolo, e al tău, păi prietene, nu se poate. Hai să facem totul să fie bine pentru toată lumea. Acum și cu gazele de șist, și cu aurul, și cu toate astea, probabil că așa merge lumea. Are nevoie de resurse, are nevoie de consum. Ok, noi nu le ținem pentru noi pe toate, nu? Că noi suntem un popor de chitroși, suntem un popor foarte generos, dar suntem și un popor drept. Adică, bă, dacă vii să-mi iei mie de la mine și eu îți dau cu inima deschisă, nu-mi lua tot. Și nu-mi lăsa o ruină în spate. Și nu-mi lăsa o mizerie în spate sau nu mă nenoroci. Nu, noi avem și un proverb că eu ți-am întins un deget și tu mi-ai luat toată mâna. Nu, hai să facem în așa fel încât să beneficiem cu toții de tot ceea ce avem fiecare, dar într-o măsură corectă. Cu toții ne punem întrebarea până unde merge bunătatea și unde deja se transformă în prostie, limita între prostie și bunătate, precum și dintre orgoliu și demnitate. Sunt două coordonate, două axe pe care noi tot balansăm și ar cam trebui să avem și noi așa un simț, un reper, să știm până unde merge bunătatea noastră și până unde deja trecem dincolo de această bunătate. Acceptarea asta noastră și dragostea asta creștinească și ospitalitatea la un moment dat să nu fie deja călcate în picioare. E foarte complicat aici, pentru că, uite, și Dostoevski, care e un ortodox profund în Idiotul, arată că bunătatea merge până la capăt. Adică Iisus Hristos, în bunătatea Lui, a mers până la capăt, până la răstignire. Asta e foarte complicat, chiar și pentru orice creștin să înțeleagă că iubirea, care este tot o expresie a bunătății, numai oamenii buni pot să iubească, oamenii răi de aia sunt răi, că nu mai pot să iubească, nu? Merge până la capăt, până la cruce, până la așezarea de bună voie pe crucea lui Hristos. Aia este bunătatea până la capăt. Pe de altă parte, dreptatea nu poate fi disociată de bunătate. Bunătatea e mai presus decât dreptatea. Dar dreptatea este condiția de bază pentru a ajunge la bunătate. Și atunci noi trebuie să păstrăm, că de-aia suntem iudeo-creștini. Pe iudaismul e lege, e dreptate. Creștinismul e iertare și bunătate. Împreună fac un întreg, nu separat. Că spune Hristos, eu am venit să împlinesc legea, nu s-o stric. Și atunci Hristos nu strică legea, o împlinește într-un alt plan, mult mai profund. Noi trebuie să ne păstrăm ideea de dreptate. De ce s-a stricat poporul român în ultima vreme? De ce suntem atât de precari noi? Pentru că am ieșit din dreptate și din datorie. Judecătorii iau șpagă, polițiștii ascultă de infractori, medicii nu mai fac bine decât condiționat,
preoții îl slujesc mai degrabă pe Cezar decât pe Dumnezeu și nimeni dintre noi cumva nu-și mai găsește justificarea de a fi drept. Deci, să fiu singurul corect înseamnă că sunt prost. Nu. Dacă toți ne stricăm, se numește că neamul nostru are cancer, adică toate celulele unui neam sunt oamenii din societatea respectivă. Dacă o celulă se îmbolnăvește într-un organism, o îmbolnăvește și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra, și atunci celulele bolnave vor fi mai multe decât alea sănătoase și din punct de vedere medical asta se numește cancer. Dar de ce nu să privim într-un exemplu un pic mai extins, că așa cum celulele înmulțindu-se și însumându-se creează un organism, oamenii înmulțindu-se și însumându-se creează un alt organism care se numește societate. Păi dacă fiecare dintre noi, ca și celule ale societății, ne pierdem sănătatea, dreptatea, corectitudinea, simțul datoriei, atunci îmbolnăvim întreg organismul social. Și România este foarte bolnavă din punctul ăsta de vedere, pentru că noi celulele care organizăm această societate am ieșit din dreptate. Am ieșit și din iubire, am ieșit și din dreptate și atunci suntem chiar ai nimănui. Nici legea nu mai respectăm, nici pe cărarea lui Hristos nu mai umblăm și atunci ne plângem că nu ne e bine. Pe cum să ne fie bine? Ar trebui să căutăm deja calea spre echilibru, pentru că aici este paradoxul de care vorbeam și mai devreme. Suntem un popor spiritual, avem valori extraordinare, un potențial uriaș este în noi, în noi ca nație, dar în același timp avem și această meteahnă în care suntem luați de fraierii. Dar noi nu suntem luați de fraieri, noi înșine ne considerăm niște fraieri. Aici e problema, și atunci da. Invităm pe toți ceilalți să creadă același lucru. Potențialul nostru se vede întotdeauna în copiii noștri. Chiar mă uitam zilele astea la televizor și am văzut că în Rusia iarăși niște olimpici români au luat medalii de aur. Adică dacă vrem să vedem potențialul unui neam, ne uităm la copii. Copiii României de astăzi, toți copiii României de astăzi, cei cuprinși între vârsta de 5 ani și 18 ani, astăzi arată potențialul țării noastre. Clar. Pe de altă parte, în dinamică, ne vedem și dinamica, că tot e un raport potențial dinamică, noi în dinamica noastră încă suntem foarte precari, pentru că noi nu mai avem valori. Oamenii care au intrat în deplinătatea vârstei astăzi în România nu mai au niciun set de valori. La ce se raportează omul de afaceri astăzi, omul politic astăzi și omul simplu astăzi? Se raportează la bani. Banul nu este o valoare în sine. Banul este un mijloc energetic ca oricare altul, ca și mâncarea, ca și băutura, ca și necesitățile fiziologice, și banul face parte din acest mecanism, din acest circuit. Dar numai că noi am înzestrat banul cu o valoare în sine. Și toată lumea, dacă facem un sondaj în lumea românească, toată lumea își dorește bani. Nu își dorește nici sănătate, nici fericire, nici prosperitate, nici echilibru, ci bani. Tu ce ai vrea să ai? Bani. Ok, și ce să faci cu ei? Nu știu, că dacă n-ai bani, nu ești nimic. Cu banii poți să faci orice. Ce poți să faci? Poți să-ți cumperi sănătate cu banii? Nu. Poți să-ți cumperi fericire cu banii? Nu. Poți să-ți cumperi împlinire? Nu. De fapt, cu banii nu poți să-ți cumperi nimic. Că ai sau n-ai banii, asta e important în viață? Sau cine ești tu? Ce stare lăuntrică ai tu? Aia e important. Și noi asta am avut, noi asta ne-am păstrat. O perioadă. Acum probabil că se duce bătăria de pe urmă, că e spus de toți duhovnicii neamurilor, că se va duce și bătăria de pe urmă, nu Armagedonul, în care omul este invitat într-un context foarte real să aleagă ce e. Ești bun sau ești rău? Ești grâu sau ești neghină? Nu spune și Hristos că vine vremea sabiei, când se separă grâul de neghină, fratele de frate, copilul de părinte și așa mai departe. Unii sunt buni și rămân buni, alții sunt răi și rămân răi. La un moment dat, ăștia se vor oglindi unii pe alții. Ăia răi vor dori să-i omoare pe aia buni, iar aia buni, dacă sunt buni, îi voi ierta chiar și pe cruce fiind pe aia răi, nu?
Că tu nu poți să te rupi, dacă ești bun, tu nu poți să te dai în capul lui rău. Și doamne, eu sunt bun, tu ești rău, îți dau în cap ca să câștige binele. E, aici e complicat creștinismul, că ți spune nu. Dacă tu ești bun, când vine ăla să-ți dea în cap, nu, sau să-ți dea o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Foarte complicat. Și abia doar așa l-ai învins pe ăla rău, că l-ai tulburat un pic. Orice nebun, când se poartă urât cu tine și tu îi răspunzi cu bine la treaba asta, se tulbură, că nu înțelege. Și neînțelegând, intră ceva în el, ceva bine. Că el la un moment dat chiar se ajunge să aibă remușcări, iar remușcarea e apropierea de Dumnezeu, nu? Când a curs prima lacrimă, s-a topit gheața, gata, ești pe drumul cel bun. Referitor la viitorul nostru și la generațiile care urmează, chiar am sesizat că și noi avem doi copii care trec acum prin școală. Am sesizat o nevoie acută de a trage un semnal de alarmă că acest sistem de învățământ este deja perimat. Trebuie găsite noi metode prin care nu competiția să fie cea care stimulează, ci o legătură interdisciplinară între materii. Deja sistemul copiilor noștri de gândire este altul decât al nostru și într-un fel ar trebui reorganizat întreg sistemul de învățământ. Deci observ lucrul ăsta pentru că deja copiii noștri deja sunt frustrați de aceste metode învechite care te limitează pur și simplu după anumite catastife, precum și concepțiile învățătorilor deja sunt destul de rigide. Ar trebui să existe deja, să se facă un nou pas, pentru că generațiile care vin sunt deja evoluate, au un alt sistem de referință. Deja ne dau clasă cu foarte mult. Uite, nu întâmplător avem atâția olimpici. De ce România este o țară a elitelor? În același timp, marea masă a copiilor, a generațiilor tinere, trebuiesc susținute și ajutate. Asta presupune un efort extraordinar, să găsești noi metode de a preda, de a-l face pe copil să învețe de plăcere, nu de frică. Asta pleacă din... Și nu pentru notă. Asta pleacă din intenția guvernanților. Acum, dacă guvernanții, care n-au calitate, că în România guvernanții nu au nicio calitate, sunt niște uzurpatori de valoare națională, niște trădători de neam și țară, că pomul se judecă după roadele pe care le dă. Guvernanții, peștele de la cap se împute, ca să o luăm mai pe românește. Guvernanții noștri, dacă ar avea dragoste de țară, dacă ar avea bunăvoință, dacă ar avea înțelegere, dacă ar avea viziune, dacă s-ar acorda la patrimoniul spiritual pe care îl are poporul nostru, ar face tot ceea ce ține de ei ca acest popor să prospere din punct de vedere spiritual și material, ca asta și jură ei cu mâna pe Biblie când sunt numiți în funcțiile de conducere. Jur, nu, să apăr și să propășesc spiritual și material poporul român, nu? E, dacă intenția e din iubire față de acest popor, ne întoarce din nou la generația lui Bălcescu, a lui Alexandrie, a lui Rosetti, a lui Cuza, și tot freamătul ăla, lui Tudor Vladimirescu, a lui Eminescu, tot freamătul ăla de a găsi vlăstarele cele mai sănătoase ale neamului ăsta, de a le așeza într-o structură, ca el, mai departe poporul, să aibă motorul necesar de a progresa. Din nefericire, clasa politică, și nu numai de la noi, ci din toată lumea asta, este acaparată de interesul financiar, de bani. Românul, când a zis că banul este ochiul dracului, a avut el așa o previziune. Pentru că pe politicianul de asta nu-l interesează altceva decât banii. Nu ce construiește cu banii, nu ce face cu banii, nu ce putere pozitivă au banii, ci pur și simplu să aibă bani. Cât mai mulți bani și, dacă se poate, să aibă și într-un cont în străinătate, ca să nu-l știe nimeni. Și atunci clasa politică de România nu construiește nimic, că n-are nicio viziune. Poporul ăsta din spate, copiii care vin din spate, că în istorie totul se repetă, au viziune, dar n-au resursele. Degeaba ai tu o viziune dacă nu poți să o concretizezi, că în realitatea de astăzi, fără bani, nu poți să concretizezi nimic.
Nu? Ai, vrei pace, ai nevoie de bani ca să o întreții. Vrei război, ai nevoie de bani ca să te înarmezi. Și atunci singurii câștigători sunt deținătorii de bani, adică proprietarii banilor, nu cei care cad în capcana momelii, ci aia care îi tipăresc. Ci banii sunt tipăriți de niște bănci și în spatele unor bănci sunt niște oameni, puțini. Dar ei au creat acest sistem valori. Dacă clasa noastră politică ar avea minima cultură istorică, ar înțelege că dacă nu creează un sistem, pe generația noastră au păcălit-o. Pe a voastră au păcălit-o, dar nu poți să păcălești la nesfârșit și atunci vine foc. Vine o generație de urmă care era de tot și distruge o lume veche ca să construiască o lume nouă. Când vrei să faci o casă nouă, peste o casă veche nu poți. Ori cârpești casa aia până când aia la un moment dat se prăbușește, iar statul e la fel ca o casă, ori la un moment dat o razi din temelii și construiești pe ruina ei o casă nouă. Asta ne așteaptă și pe noi românii. Dacă politicienii de astăzi nu înțeleg că asta e rostul înțelepciunii, să înțelegi din timp și să creezi premizele, ca trecerea de la o casă veche la o casă nouă să nu fie foarte dureroasă, să nu fie război, să nu fie revoluție, să nu fie ca în 1907, când niște țărani n-au mai răbdat, au pus mâna pe furci și pe topoare și i-au înțepat pe aia care îi exploatau. Nu? Așa se va întâmpla și cu generația asta. Eu de asta rămân și liniștit cumva. N-ai sens să-i urăști pe politicienii de astăzi. Poți să le prevezi un viitor nefericit. Pentru că pe mine m-au păcălit, m-au învins cumva ca generație. N-am avut nici noi atâta prezență de spirit încât să ne sacrificăm în lupta asta, unii dintre noi. Dar cum poți tu să mai găsești cale de comunicare cu o generație întreagă sau cu un popor întreg de copii care crescând, o să-și dorească altceva? Și atunci sistemul a zis, bă, hai să-i manipulăm pe ăștia de mici să-și dorească ceea ce vrem noi. Să-i plafonăm, să nu-i lăsăm să se dezvolte foarte mult, pentru că, na, pe imbecil îl comanzi mult mai ușor decât pe omul deștept care spune întrebarea firească, dar de ce? Dar de ce să facem asta? Și atunci, cu cât îți pui mai puține întrebări, cu atât nu tulburi bunul mers al guvernanței. Numai că vin copiii ăștia care întreabă de ce. Întreabă la 5 ani de ce. Își dau seama la 9 ani, 8 ani, 9 ani că ăla de la televizor minte. Aici e buba mare. Iar România care e, stă pe un butoi, toți Balcanii, toată lumea asta care a fost oprimată mult timp, stă pe un butoi de pulbere. Se va aprinde odată scânteia asta care devine jeratec. Și noi, dacă tot păstrăm valoarea noastră spirituală și moștenirea asta, noi avem în bazmele noastre o mârțoagă, nu? Răpciugoasă, cel mai nefericit cald în graști, care în momentul în care a mâncat jeratecul ăla, odată s-a scuturat, dă bubele de pe el și cresc aripi mari așa și devine calul Dumnezeu, un fel de Pegas așa. Noi ăștia suntem acum, noi suntem niște răpciugi în sete de jeratec. Jeratecul ăla a prins părintele Arsenie Boca, că a zis că inimile românilor se vor aprinde și s-au aprins, multe inimi s-au aprins. E, când focul ăsta ne va cuprinde pe toți, că e un foc sfânt, nu e un foc de piroman, adică nu e nici măcar ca la Cucuteni, adică nu e foc fizic, dar e un foc lăuntric. Păi când focul ăsta ne va aprinde pe toți și noi ne vom recunoaște după flacăra dinăuntru, nu după contul din bancă, cum poți tu să oprești focul? Că focul când ți-a aprins, oricâtă apă ai pune peste el, el dacă e mare într-o pădure și aprinde toți copacii, până nu arde cât e nevoie, nu se oprește. Și o să ardem toate astea. Poate noi nu o să apucăm. Eu pot să merg cu gândul că eu nu voi apuca să văd treaba asta. Dar sunt absolut convins că ăștia amicii din spatele nostru nu mai pot fi păcăliți. Deci moștenirea spirituală a României are un viitor și tot timpul. Speranța este extraordinară, deja sesizăm aceste transformări în rândurile generațiilor noastre. Chiar mă bucur că ai putut veni în seara aceasta alături de noi în emisiune și am dezbătut o temă atât de arzătoare, o temă care ne însuflețește inimile și ne redă curajul de a merge mai departe. Eu îi aștept pe toți cei care simt această chemare a focului să ne întâlnim și anul acesta în diferitele ocazii pe care le-am construit de câțiva ani,
să ne vedem poate în tabăra de alchimie spirituală de la Vama Veche, să ne vedem poate în atelierul de dezvoltare personală de la Moeciu și de ce nu să ne vedem cât mai mulți pe traseul ăsta al inimii poporului nostru, mormântul Părintelui Arsenie Boca, arealul strămoșesc Costești Sarmisegetuza, Sâmbăta de Sus. Și invit pe toți să vă caute și pe voi pe site-uri și să-și aleagă un traseu care pare că e în exterior, dar care la un moment dat începe să fie un traseu pe din lăuntru sufletului lor. Și cu atât mai mult cu cât tu te duci aproape de inimile românilor, ai cursuri împreună cu Doru, da, și în țară. Ne mai deplasăm. Dacă e cineva interesat, poate să găsească pe site-ul nostru www.ordo.ro programul activităților. Vă mulțumim pentru atenție, îți mulțumesc, Oreste, încă o dată pentru participare și să ne vedem cu bine. Să rămână.